spune un om tare drag mie, un om de la care am avut ce să învăț, în felul următor. Vrei să fii mai înalt și mai puternic? Tinerilor, vrei să fiți mai înalți și mai puternici? Mai înalți din punct de vedere spiritual? Și toate unii dintre voi și din punct de vedere fizic. Vrei să fiți mai înalți și mai puternici? Frați în vârstă, frați maturi, surori mature, surori în vârstă, vreți să fiți mai înalți și mai puternice? Omul ăsta zice în felul următor. Dacă vrei să fii mai înalți și mai puternici, trebuie să înveți să știi să stai pe cer. Dacă vrei să fii mai înalt și mai puternic, trebuie să știi să te pleci pe genunchi. Trebuie să trăiești pe genunchi. Și la vremea potrivită, Domnul te înalță. Amin? Vrei să fiți mai înalt și mai puternici? Trăiți o viață de rugăciune. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Tot Domnul ăsta spune aceasta pe numele Lui în felul următor. Cea mai importantă sursă de competență din viața unui creștin este... Și până aici vă traduc ce vrea să zică. Adică dacă vrei să fii bun la predicare, dacă vrei să fii bun în cântare, dacă vrei să fii bun în încurajare, dacă vrei să fii bun în curățenie în biserică, dacă vrei să fii bun în dărnicie, cea mai importantă sursă de competență din viața unui creștin este? Ce zice omul ăsta? Cunoașterea de Domnul. Cunoașterea de Domnul. Dacă ai o experiență strânsă, dacă ești aproape de Domnul, dacă l-ai în viața ta, vei fi bun în cântare. Asta înseamnă că o să repezi tu mult și bine. Dar dacă nu l-ai pe Domnul, nu ești bun în ceea ce te cheamă El. Vrei poate să fii bun în ochii oamenilor. Vrei să fii bun că ești un bun predicator. Dar dacă nu l-ai pe Domnul, este nimic. Și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Tot omul ăsta zicea în felul următor. Cele mai puternice gânduri pe care poate să le aibă un om sunt gândurile lui Dumnezeu. Cele mai puternice gânduri care poți să le ai în viața ta, care poți să le am în viața mea, sunt gândurile lui Dumnezeu. În Coloseni, capitolul 3, primele două versete, în primele două capitole spune acolo, Pavel spune colosenilor, face apologetică, îi învață cum să se apere de învățături străine și după o lecție de apologetică care le dă Pavel colosenilor, în capitolul 3, primele două versete, auziți ce spune cuvântul acolo. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Umblați după lucrurile de sus. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Știți ce spune Pavel acolo? Aveți grijă ce băgați în mintea asta. Aveți grijă ce băgați în mintea asta. De ce sunt așa importante gândurile care le avem noi? Fiindcă gândurile care noi le lăsăm să prindă aici rădăcini, ne vor determina să mai de mâine. Dacă noi ne programăm gânduri de la cel rău, mâine, suntem în eșec. De fapt, noi ne programăm eșecul. Ceea ce spune Pavel celor din Coloseni, aveți grijă ce băgați aici. Gândurile tale determină ziua de mâine. Și noi suntem rezultatul gândurilor care le-am băgat ieri în viața noastră. Am băgat lucrurile de sus. Am băgat gândurile lui Dumnezeu. Fii binecuvântate astăzi. Dacă vreți să fiți binecuvântați mâine, alegeți să puneți gândurile de sus. Să umblați după gândurile de sus. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin? Să putem să luăm gândurile Domnului aici. Știți ce facem noi? De multe ori privim la televizor, de multe ori stăm la bârfe, stăm la povești care n-au nicio valoare. Știți ce facem cu lucrurile astea? Le băgăm în capul nostru. Și mâine ne întrebăm de ce am avut eșec. Încă n-am avut gândurile Domnului. Ceea ce spune Pavel acolo, primele lucruri practice care le spune celor din Colose, în felul următor. Aveți grijă ce faceți aici. Tinerilor, aveți grijă ce faceți aici. O să faci binecuvântare sau blestemul zilei de lui. Și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi să alegem lucruri de valoare. Gândurile de sus. Cele mai importante, cele mai de valoare gânduri pe care putem să le avem, să le punem aici, sunt gândurile Domnului. Amin? Și Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Vreau să vă gândiți, fac un exercițiu cu dumneavoastră în seara asta. Care este cel mai important om care l-ați întâlnit în viața voastră?
frații în vârstă, gândiți-vă care e cel mai important om care l-ai întâlnit. Eu când m-am gândit, mi-a venit în minte un om, un om deosebit. Poate la unii vă zice ceva, la alții nu vă zice ceva. Josh McDowell. Omul ăsta am avut onoarea stau față în față. Un om deosebit. Eu zic că pentru mine a fost cel mai important. Care a fost cel mai important om pe care l-ai întâlnit în viața asta? Cel mai influent om. Ați gândit. În 2015, cel mai influent om, cel mai important om de pe planeta noastră, care este în viață, a fost declarat Vladimir Putin. În 2016, cel mai influent om care trăiește pe planeta noastră a fost declarat Vladimir Putin. Apoi s-a făcut studiul care a fost cel mai important și cel mai influent om care a trăit pe Pământ de-a lungul istoriei. Știți cine a fost declarat? Studiul ăsta este făcut de niște oameni care nu sunt aproape de Dumnezeu. Cel mai influent om care a trăit pe Pământul ăsta a fost Iisus Hristos. Și nu este făcut de oameni care îl cunosc pe Domnul. El a influențat viața a miliarde de oameni. Și printre miliardele alea sunt și eu. Și e și Domnul să le binecuvinteze. Știți cine a fost declarat? Al doilea? Napoleon. Al treilea. Știți cine a fost declarat cel mai influent om care a trăit pe Pământ? Mahomet. Al patrulea. William Shakespeare. Al șaptelea. Declarat Hitler. Al optelea. Stalin. Al 57-lea. Apostol Petru. Al 65-lea. Ca importanță. Împăratul David. Cel mai important om pe care l-ai întâlnit în viața ta. Cel mai important om pe care l-au întâlnit apostolii în viața lor a fost Iisus Hristos. Cel mai important om care a trebuit să-L ai în viața ta este Iisus Hristos. Și Domnul să ne binecuvinteze. Vreau să încep gândul meu din seara aceasta cu o întrebare. Ce faci după ce ți se arată Iisus Hristos? Dar cel mai important om care a trăit pe Pământ. Ce faci după ce ți se arată Iisus Hristos? Spune cuvântul că Iisus Hristos s-a arătat înainte de ceea ce am citit aici ucenicilor de două ori. Și după ce s-a arătat de două ori, au zis la ce s-au întors ucenicii. După aceea Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma Zisgeamăn, Natanael din Calea Galilei, fiul lui Zebedei și al doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. După ce ți se arată Iisus, după ce face minuni în viața ta, după ce te binecuvintează, după ce îți dă vindecare, după ce te ridică atunci când ești căzut, știți ce fac ucenicii? Zic că mă întorc la obiceiurile mele. Și ceea ce am văzut în viața mea, ceea ce am văzut în viața multora de lângă mine, este că obiceiurile vechi vin uneori și pun stăpânire pe noi. Când Iisus nu este Domn în viața ta. Când Iisus Hristos nu stăpânește peste viața ta. Te întorci la obiceiurile vechi. La ceea ce știi tu în trecut. Sunt și obiceiuri bune. Fraților, aveți obiceiuri bune în viața voastră? Aveți obiceiuri bune? Era un om deosebit în Vechiul Testament, care avea un obicei. De trei ori pe zi. Se ducea la rugăciune. Deschidea fereastra și avea un obicei bun. Omul ăsta, când avea nevoie de Domnul, când simțea că poate se simte gol, când nu mai are nimic, avea un obicei bun. Mă duc și mă întâlnesc cu Domnul. Încă apostolii aveau obiceiurile. Și când se simțeau că este de fapt Iisus de ei, se întorceau la obiceiurile acelea din trecut. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să avem obiceiuri bune, care pun stăpânire pe noi. Care sunt obiceiurile acelea vechi care le aveau ei? Ei ziceau, băi, asta știm să facem. Dar Iisus Hristos a zis, vă învăț un lucru nou. Vă învăț un lucru nou. Dar ei aveau un obicei. Să meargă la pescuit. Să meargă la pescuit. Un lucru care l-am văzut aici este că
Fiecare dintre noi avem o zonă de influență. Ascultați-mă bine. Petru avea o zonă de influență. El a zis, mă duc la pescuit. Și zice, e alegerea mea. Nu influențez pe nimeni. Îți am mai strâns cu el. Au mai venit încă ucenici cu el. Știți de ce? La obiceiuri proaste, foarte ușor îi duci pe ceilalți. Problema este când îi zici celui de lângă tine, celui din familia ta, hai la rugăciune, hai la o seară lungită de rugăciune. Hai să vedem ce ne mai vorbește Domnul. Acolo e mai greu cu influența. Dar când zici, hai la pescuit, hai să mergem să ne relaxăm, hai să mergem să facem un ban, un doi te întreabă ce de lângă tine. Cât iasă? Fiecare dintre noi avem o zonă de influență. Problema este în felul următor. Noi nu suntem răspunzători doar de viața noastră. Suntem răspunzători și de viața celor care sunt în zona noastră de influență. Petru era răspunzător și pentru cei pe care i-a luat împreună cu el. Fraților, surorilor, aveți o zonă de influență în familia voastră, cu copiii voștri, cu soția ta, cu soțul tău, cu soții tăi. Ai o zonă de influență. Nu ești răspunzător doar de viața ta. Ești răspunzător și de viața celorlalți. Și Domnul să ne binecuvinteze și să ne dea înțelepciune. Să realizăm, avem o zonă de influență. Tinerilor, aveți o zonă de influență. Nu poți să fii ca ceilalți când mergi la școală, la facultate sau la muncă. Sau poți să vadă ceilalți în tine Iisus Hristos. Și să zică, băi, așa cum suntem noi, rugați și închiși, să zic că totuși, într-un fel, mi-aș dori să fiu ca tânărul ăsta, pentru dumneavoastră. Se mai miră lumea de noi sau trăim ca ceilalți? Suntem ca și noi. Fiecare dintre noi avem o zonă de influență. Și să nu spui că ești prea mic sau prea mare. Eram săptămânile trecute într-o biserică și aveam așa un moment de slăbiciune. Și i-am spus Domnului, Doamne, după ce termin cuvântul, vreau să mă încurajez Tu. Să vină cineva să zică, mi-a vorbit Domnul prin tine. Am terminat cuvântul și la sfârșit a venit o fetiță de 7 ani. La mine e zâmbire. Domnul să te binecuvinteze, Domnul mi-a vorbit astăzi prin tine. 7 ani. Ai o zonă de influență. Să nu zici că ești prea tânăr. Poți să pui pe buzele tale cuvintele Domnului sau poți să pui pe buzele tale cuvintele celui rău. Da. Eram într-o biserică în care tânărul bisericii avea 60 de ani. A fost o lucrare profetică. Și la o soră de 22 de ani Domnul îi vorbește. Să nu spui că ești prea în vârstă. Pentru că am plan de lucrare cu tine. 82 de ani. Așa că să nu spuneți că sunteți prea în vârstă. Pentru că Domnul are plan de lucrare cu noi. Fiecare dintre noi avem o zonă de influență. Fiecare dintre noi suntem responsabili de viața noastră. Dar mai mult decât atât, suntem responsabili de viața celor din zona noastră de influență. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Auziți, ce-am văzut la Petru și la cei care erau cu el? Am văzut zădărnicia alergării departe de Domnul. A zis cuvântul ăsta. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine, i-au zis. Au ieșit, s-au suit într-o corabie și n-am prins nimic toată noaptea. Asta se întâmplă și eu am învățat-o pe pielea mea. Am pierdut. Când a fost vremea bunului, am pierdut un apartament la Cluj. Fiindcă am alergat după lucruri în care nu era Dumnezeu. Am alergat după bani. Am avut ocazia să stau de vorbă cu oameni. Vă zic cât e un apartament la Cluj. 50-60 de mii de euro. Mult puțin, voi știți. Stăteam de vorbă cu un om. Zicea Doris. Vezi buzunarele astea, cu scoale. A fost milionar în euro. În România. Deci am pierdut totul. Am pierdut totul. Dar am spus că
acum l-am pe Domnul. Îți bucuros că l-am pe Domnul. Atunci când alergăm de parte de Domnul, de parte de ceea ce ne cheamă Domnul, dimineața ajungi la concluzia că nu ai nimic. Nu ai nimic. Când ești de parte de Domnul, nu ai nimic. Sătărnicia lucrurilor atunci când ești de parte de Domnul. Și auziți ce îmi place așa de mult fraza asta. Oboseala lucrurilor trecătoare. Păi zici, cum? Oricum obosim. Oricum muncim, oricum... Frații-vor, au muncit ăștia o noapte întreagă. Nu au prins nimica. Dar ce zice aici? Dimineața Iisus stătea pe țară. Dar ucenicii nu știau că este Iisus. Știți ce se întâmplă? Alergăm toată ziua, suntem obosiți. Și când Domnul vine la părtășie cu tine, un om îl cunoști. Ești obosit. Suntem obosiți. S-a întâmplat lucrul ăsta. Fraților, stau de vorbă, mă duc mult pe sate, mă duc la 5-6 oameni în vârstă. Și după aceea trebuie frați, mai cum au fost la biserică? Zice, mă, obosită biserica, au fost greu. Altul zice, slavă Domnului, Domnului vorbim. Aleluia! Și atunci stau și mă gândesc, care e diferența? Problema că cel care nu a vorbit Domnul, toată săptămâna o alergă. Și când a ajuns la biserică, s-a odihnit un pic. Și Domnul a vorbit, că e nouăzit. Ăștia după o noapte întreagă, de pescuit în zadar, s-au ales cu nimic. Și când s-a prezentat Domnul la întâlnire, nu l-au recunoscut. Fraților, ăsta este templul lui Dumnezeu. Aici este slava lui Dumnezeu. Aici este Duhul Sfânt. Dacă nu ai simțit pe Domnul aici, nu este problema lui. Dumnezeul meu și Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care să se ascundă. El vrea să se descopere. Problema este că uneori noi suntem obosiți. Și nu mai recunoaștem prezența Domnului. O noapte întreagă de alergare, o noapte întreagă în care n-au prins nimic. Când a venit Iisus, nu l-a recunoscut. Nu l-a recunoscut. Asta se întâmplă și în viața mea. Asta se întâmplă și în viața multora dintre noi. Nu mai recunoaștem prezența Domnului când El vrea să scăpească. Când El vrea să te binecuvinteze. Când El vrea să te ridice. Când El vrea să-ți dea ceea ce tu ai nevoie. Fiindcă noi suntem obosiți de alergarea pe lucrurile trecătoare. Domnul să ne dea înțelepciune. Să învățăm de la oamenii ăștia. Știți cum am intitulat eu gândurile care le-am din textul ăsta? Lecții de pe malul mării. Unii își imaginează marea plajă. Alții, prin credință, o să-L vezi pe Iisus așteptându-te de tine. Și Domnul să ne binecuvinteze la acesta. Știți ce am învățat de aici? Un lucru care l-am învățat de la ucenici, un lucru care l-am învățat de la Iisus de aici, este că întotdeauna binecuvântarea o găsește la scriptare de Domnul. Am vrea să fim binecuvântați și am vrea să fim binecuvântați acum. Dar ordinea care a lăsat-o Domnul este te voi binecuvânta dacă vei fi la scriptare. El zice, prima dată stai la scriptare și eu te voi binecuvânta. Păi știți cum vrem? Binecuvântarea acum și ascultarea după aceea. Domnul zice, prima dată, trăiește în ascultare și eu te voi binecuvânta. Și Domnul să ne întâlnească pe fiecare dintre noi, să putem să stăm în ascultare de Domnul. Amin? Amin. Am învățat despre bunătatea Domnului. Au fost în neascultare ucenicii ăștia. Știți cum este normal și cum aș fi reacționat eu în locul lui Iisus? Le-aș fi mustrat. Le-aș fi zis eu. Cum i-a așteptat Iisus? I-a așteptat cu mâncare. Știți de ce? Bunătatea Domnului este mult mai mare decât bunătatea noastră. Atunci când ne greșește cineva, când ne greșesc copiii noștri, când nu ne ascultă copiii noștri, mergem și mustrăm. Iisus Hristos ne-a spus, liniștiți, haideți, veniți de mâncați. Am pregătit pentru voi binecuvântarea. Știți ce facem noi când ne supără cineva, când greșește cineva, când vedem un frate, o soră care a căzut, mergem și arătăm către el. Deci știu eu cine ești, știu ce ai făcut. Știți ce facem când arătăm așa cu degetul către el?
priviți degetul ăsta, arată spre dumneavoastră. Și trei degete, iar spre mine. Problema e la mine. Bună tine. Și un deget arată în sus, în repede Domnului. Când arăți spre cer de lângă tine, iar pentru că cu trei degete are spre tine. Și un deget are spre Domnul, are nevede pe toți. Domnul n-a făcut așa. Domnul a zis, n-a ținut așa degetul. I-a luat așa. Hai, azi. Am de mâncare pentru că am pregătit binecuvântarea. Domnul a pregătit binecuvântarea pentru mine. Amin? Auziți ce spune aici cuvântul? Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Nu știa Iisus că nu a prins nimic? Știa Iisus. Dar a zis, mă, n-ați ascultat. Ați trăit falimentul. Dar învățați un lucru. De parte de mine nu este binecuvântare. Aveți ceva de mâncare? Iisus știa că n-am nimic de mâncare. Că n-au prins nimic. Și a vrut să zică lucrul ăsta, să învețe ucenicii. De parte de mine nu este binecuvântare. Nu este binecuvântare. Este faliment. Eu așa am înțeles din cuvântul ăsta. El a zis, aruncați-mi așa în partea dreaptă la corabie și veți găsi mult pește. Se mai prindea dimineața pește, nu mai era vreme de pescuit. Nu se mai prindea pește. Eu cred că ucenicii au aruncat și înainte, și în stânga, și în dreapta, și în spate, și nu au prins nimic. Dar am învățat un lucru. Ascultarea de Domnul este peste logica noastră. Este peste experiența noastră. Când Domnul spune să faci un lucru și ți se pare că nu-i normal să faci lucrul ăla, fă-l. El vrea să facă o minune în viața ta. El vrea să te binecuvinteze. Nu mai era vremea de pescuit. Peștii, în locul acela, în Marea Tiberiadului, se prindeau noaptea. El a zis, acum când este peste logica voastră, peste experiența voastră de zeci de ani, de pescar bun, ați avut business adevărat acolo cu peștii. Zice, îți arăt eu acum cum se face minunea împreună cu mine. Domnul să ne binecuvinteze. Chiar dacă ți se pare greu, chiar dacă este peste logica ta, peste ceea ce ai învățat tu zeci de ani, este toate. Este ascultarea de Domnul. Și acolo este binecuvântare. Domnul să ne ferească la aceasta. Vreau să învățăm câteva lucruri practice. Înainte, auziți ultimul verset pe care l-am citit. Aceasta era a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor să-i după ce înviase din morți. S-a schimbat viața ucenicilor după aceea. Nici unul n-a mai dat înapoi. Nici unul n-a mai dat înapoi. S-a arătat de două. A treia oară când s-a întâlnit cu Iisus. A zis, până la moarte împreună cu Iisus. Vreau să te întreb pe tine seara asta. De câte ori trebuie să ți se arate ție Iisus? De câte ori trebuie să-ți mai vorbească Domnul? Ca să intri în ascultare de El. De câte ori trebuie să mă mai binecuvinteze pe mine Domnul? Să cred că El este Creatorul meu. El este Cel care mă binecuvintează. El este Cel care mă ridică. Că El este Cel care mă vindecă. El este Cel care îmi dă pace. Că El este Cel care îmi dă bucurie. Că El este Dătătorul vieții. De câte ori trebuie să ți se arată Iisus? Câteva lucruri practice. Ce poți să faci tu? Ce am învățat eu de aici? La ora 3 nu știam încă unde să mă duc la biserică. Eram gând o să ajung la Hebron. Dar Domnul m-a întors așa lucrurile, să fiu în seara asta cu voi. Eu cred că mesajul ăsta este pentru tine seara asta. Primul lucru practic pe care poți să-l faci tu și care îl învățăm de aici este că ar trebui să-ți cunoști foarte bine prioritățile în viață. Care sunt prioritățile tale în viață? Definește clar trei priorități în viața ta. Trei lucruri foarte importante în viața ta. Stau de vorbă cu tineri și îmi zic în felul următor. Iisus Hristos este prioritatea mea. Și îl întreb, cât timp investești? Cât timp studiezi? Cât timp te rogi? Cât timp citești o carte?
Și zicem, Iisus Hristos este prioritatea numărul unu în viața noastră. De pe buză. Vreau să te gândești în seara asta trei lucruri, priorități, lucruri importante care le ai în viața asta și în care tu investești. Apostolii ăștia au zis, Iisus este totul. Dar când a venit un pic necredința, s-a luat și s-a dus. Ești așa ca ei? Sau altfel? Trei lucruri importante. Poate zici, copiii sunt importanți pentru mine. Și când ajung acasă, îi pui în fața desenelor animate și zici, acum stau liniștiți. Important așa copil? Spui în felul următor, sănătatea este importantă pentru mine și nu investești în asta. Spui, rugăciunea este importantă pentru mine și nu investești în asta. Spui, vreau să cunosc pe Iisus Hristos, dar nu citești cuvântul. Trei lucruri importante la care să te gândești. Priorități în viața ta. Apoi, vreau să te gândești că ai o zonă de influență. Și că în zona asta de influență, nu ești responsabil doar de viața ta. Ești responsabil și de viața celor de lângă tine. Găsește doi oameni, găsește care să spui, vreau să influențez pentru Hristos, din afara familiei. Că te duci acasă și stai cu sora ta sau cu fratele tău și influențezi pe Hristos. Din afară. Să vedeți că o să fie nevoie de bătrânul ăsta. Găsiți, găsiți oameni care să influențați spre Domnul. La lucru care mi l-am notat aici, ei despre obiceiurile bune din viața noastră. Gândește-te la obiceiuri bune care le ai în viața asta și investește în ele. Aveți obiceiuri bune? Apostolii încă n-aveau obiceiuri bune. S-au întors la obiceiurile din trecut. Care sunt obiceiurile acelea bune pe care le ai în viața ta? Întărește-ne, dezvoltă-ne obiceiurile bune. Și ultimul lucru, așa mi l-am notat, crește credința. Crește în credința. Dezvoltă-ți credința cu Domnul. Roagă-te Domnul să-ți dea credință. Minunile care le-a făcut Domnul, le-a făcut atunci când ceilalți credeau. N-aveau credință. Femeia a venit la el și a spus, vindecă-mă, auzi vindecată. Sutașul a crezut pentru altul, pentru robul lui. Avea credință. Și el spune, Iisus Hristos spune, n-am găsit credință așa mare. Tot Israel. Tot Israel. Poate să spună Iisus Hristos despre mine și despre tine, ai o credință mare? Auziți o întrebare. De pe vremea trecută, voi, cei care în vârstă, știți vremurile acelea când erau numai telefoane fixe. Când erau telefoane mobile. Cei tineri, nu știu cum vă puteți imagina viața fără telefon mobil. Dar să știți că noi am trăit-o fără telefon mobil. Pe vremea celuilalt. Spune la un moment dat că un tânăr s-a dus într-un servis auto și s-a dus la șeful servisului și a zis în felul următor, domnule, te rog, lasă-mă să dau un telefon. Era un telefon public acolo și a zis, te rog, lasă-mă să dau un telefon. Șeful a zis, băi, dacă tu ai fise, du-te și dă telefon, te lasă, mergi să dai telefon. S-a dus tânărul nostru la telefonul public, băgat fisa, luat receptorul, urmat numărul. Și acum auziți ce spun. El zice în felul următor, alo, bună ziua, am auzit că aveți un loc de muncă. Celălalt de la capătul firului. Nu? Nu am loc de muncă. Dar să știți că pot să lucrez peste program. Zice cel de la capătul telefonului, am om care lucrează peste program și nu trebuie să îl plătesc. Dar să știți că pot să vin și sâmbătă, și să nu mă plătiți. Pot să vin să lucrez. Celălalt, am om care vine sâmbătă și nu trebuie să îl plătesc. Și vine și lucrează. Tânărul nostru pune telefonul și prinde bucurie, zice, aleluia! Șeful servisului îl cheamă la el și zice, mă, tu de ce te bucuri?
Am înțeles că îți cauți un loc de muncă. Și cel pe care l-ai sunat a zis că nu are nevoie de tine. De ce te-ai bucurat? Păi tânărul îi spune, domnule, eu nu caut un loc de muncă. Eu mi-am sunat șeful să văd dacă e mulțumit de mine. Vreau să ridicăm cu toții în picioare. Și vreau să ne sunăm Creatorul. Să vedem dacă e mai mulțumit de noi.